lor. Societatea Medicilor de Familie solicită autorităților să renunțe la adeverința pentru învățământul online pentru a nu aglomera cabinetele unde vin mulți bolnavi cronici și se creează un risc pentru aceștia. Asta după ce ministrul Educației Monica Anisi a spus că un elev poate opta pentru sistemul exclusiv online pe baza unei adeverințe eliberate de un medic care să ateste logice care de fapt nu mai sunt necesare având în vedere că triajul epidemiologic care are ca scop depistarea unui copil bolnav la intrarea în colectivitate, acest triaj epidemiologic se face la nivelul unității școlare. Și atunci, conform ordinului numărul 1456 din 25 august al Ministerului Sănătății, să încercăm să respectăm legiferarea, adică la intrarea copilului în colectivitate e nevoie de adeverință medicală pentru prima dată, pentru primul ciclu de învățământ, dacă copilul nu a mai frecventat niciodată colectivitatea. În rest, medicul școlar se ocupă de triajul epidemiologic și de acea adeverință pe care o putem elibera oricând în cursul anului. În bază, adică triajul se făcea în baza unor analize speciale pe care le solicita medicul de familie sau era mai mult o formalitate? Triajul epidemiologic se făcea și înainte de două ori. O dată la cabinetul medicului de familie, cu cel mult 3 zile înainte de data intrării copilului în colectivitate. Acesta este termenul de 24, maxim 72 de ore. Și în ce consta concret? Într-o zi, la cabinetul medicului de familie, exista o aglomerare foarte mare de copii și aparținători care solicitau acest aviz, pentru că acest aviz se eliberează în urma consultării copilului, tocmai pentru a depista dacă e sau nu cu o boală infectocontagioasă. Ei, acum avizul respectiv, această consultație, se face doar la nivelul unității școlare, tocmai pentru a limita riscul de transmitere a infecției. Am înțeles. Cât privește acea adeverință care se solicită în cazul în care unii părinți optează pentru învățământul online pentru copiilor, ați primit multe astfel de solicitări? Da, am primit și bineînțeles că eliberăm aceste adeverințe pentru copiii cronici, nu pentru toată lumea. Pentru că tocmai ăsta este motivul pentru care refuzăm să eliberăm adeverințele pentru toată lumea. Dacă copilul este sănătos și părinții optează pentru școala nu online, atunci nu e nevoie de acea adeverință. Ei trebuie să înțeleagă că oricum există un risc de transmitere a infecției în orice unitate sanitară. Și atunci încercăm să limităm prezentarea la cabinet, pentru că noi ne cunoaștem pacienții, ne cunoaștem copiii. Aceste adeverințe adică se pot elibera și online, pentru că noi avem copilul cu boală cronică în evidență și limităm astfel riscul de transmitere a infecției. Acesta este mesajul. Avizele epidemiologice nu se eliberează de către medicul de familie. Triajul epidemiologic se efectuează în unitatea de învățământ, iar pentru copiii cu boli cronice, da, acolo medicul de familie eliberează adeverința pe baza căreia părintele poate opta pentru școala online. Bun, spuneți că avizele epidemiologice anul acesta se vor face și se vor elibera la nivelul unității școlare. Există o directivă clară în acest sens? Părinții, acum, dat fiind că mai sunt 4 zile până la 14 septembrie, știu ce au de făcut? Este ordinul 1456 din 25 august 2020, care prevede foarte clar că pentru înscrierea în unitățile de învățământ este adeverința de la medicul școlar sau de la medicul de familie, dacă n-a mai fost niciodată într-o unitate de învățământ, deci și aici se specifică foarte clar, dar avizul epidemiologic nu mai e necesar de la medicul de familie, pentru că oricum se face triajul epidemiologic în școală. Am înțeles. Importantă această precizare în contextul în care e important să nu se aglomereze cabinetele medicilor de familie. Mulțumim foarte mult! Asta ne dorim și am văzut mesajul domnului ministru în care ne spunea să fim uniți. Vreau doar să mai adresez încă o problemă. Deci medicina de familie nu a fost susținută sub nici un fel pentru materialele de protecție. Vă dați seama că toate aceste costuri cu dezinfectant și materiale de protecție intră
sau sunt susținute de cabinetul medical, fără a avea nicio susținere din partea Ministerului Sănătății. Da, importantă această precizare. Emiliana Acostiuc, președintele Societății Medicilor de Familie din Cluj. Mulțumim foarte mult. Mergem mai departe. Peste 50.000 de cadre didactice din România, care au peste 60 de ani, se tem să revină în școli din cauza că sunt cei mai vulnerabili.